Un salut călduros din partea mea, sunt Silvia Schmidt, reprezint iPhone, Federația Internațională a Mișcărilor pentru Agricultura Ecologică și sunt extrem de entuziasmată să moderez seminarul de astăzi intitulat Creștere și extindere despre construirea de lanțuri scurte de aprovizionare pentru economiile alimentare locale. Voi trece printr-o sinteză a programului de astăzi. Vă încurajăm să adresați direct întrebări participanților, dar vă rugăm să scrieți întrebările dumneavoastră în funcția de chat. Dacă aveți observații sau probleme tehnice, folosiți, vă rugăm în funcția de chat. Dar dacă doriți să adresați întrebări, nu o folosiți pe aceasta. Reprezentanții noștri vor fi la dispoziția dumneavoastră pentru a rezolva orice probleme de natură tehnică. Dacă doriți să ne oferiți actualizări asupra proiectelor la care lucrați, vă rugăm să vă exprimați părerea. Vă rugăm să nu folosiți pictograma cu mânuță pentru a ridica mâna, pentru a pune întrebări. Vom avea o secțiune dedicată special întrebărilor și răspunsurilor la finalul prezentărilor de astăzi. Acest webinar este înregistrat și va fi disponibil această înregistrare săptămâna viitoare pe site-ul FoodSHIFT. Bineînțeles, vom pune la dispoziție și alte resurse care vor fi menționate. Nu în ultimul rând, mulțumim celor două interprete, Claudia și Ruxandra, care vor oferi traducere simultană din limba engleză în limba română. De aceea, dacă doriți să ascultați înregistrarea în limba română, vă rugăm să alegeți română, unde aveți pictograma cu globul pământesc. Dacă doriți să ascultați limba română, dați click pe română. Dacă doriți să ascultați în engleză, dați click pe engleză. Oferim asistență tehnică dacă este necesar. Să vedem care sunt prezentările de astăzi. Voi da cuvântul în curând lui Christian Bugge-Henriksen, care va oferi cuvântul de bun venit. El este coordonatorul FoodSHIFT. Apoi vom trece la o prezentare din partea mea. Apoi o vom avea invitată pe Raluca Barbu de la High Clear Consulting Brașov. De asemenea, vom avea o prezentare din partea lui Tom Unac, din partea Asociației Inițiativelor Alimentare Locale Cehia și din partea lui Nick Baird de la Open Food Network. Apoi, vă vom răspunde întrebărilor pe care le aveți în cadrul secțiunii speciale. Apoi vom încheia această întâlnire. Aș dori să-l invit pe domnul Christian Bugge-Henriksen. Mulțumesc pentru prezentare, Silvia. Aș dori să vă urez bun venit tuturor în cadrul acestui ultim webinar din decursul anului 2021. Bineînțeles, vom continua și anul viitor cu astfel de întâlniri. În cadrul acestor întâlniri pe care le coordonez, lucrăm asupra programelor de asistență pe care cetățenii le pot oferi în lanțul alimentar. Ne interesează să dezvoltăm un sistem mai local de aprovizionare alimentare pe plan mondial. Ne gândim la schimbările climatice și la pandemia de COVID, care practic au produs un fel de rupere în acest lanț de aprovizionare și avem nevoie de un sistem un pic mai echilibrat. De aceea, o abordare prin inițiative este necesară pentru a ne adresa acestor provocări. De aceea, abia aștept să văd ce au de spus vorbitorii noștri și ce fel de exemple ne pot oferi ei
în legătură cu modul în care aceste lanțuri scurte de aprovizionare pot practic susține economia locală. Yes, thank you very much, Christian. Îți dau cuvântul. Mulțumesc mult, Cristian. Da, vom discuta astăzi despre lanțurile scurte de aprovizionare și le vedem pe acestea ca o modalitate de a conecta și de a oferi o legătură mai stabilă între cetățeni și între comunitățile locale. Vedem ce rol important a jucat globalizarea în ultimii ani și credem că este un moment potrivit. Presupunem că ați auzit despre strategiile de la fermier spre farfurie. Este vorba de un sistem de aprovizionare alimentar mai solid. Și vedem că pe perioada pandemiei, practic, au avut loc schimbări drastice. Și dorim, practic, să oferim o plajă mai mare de desfășurare lanțurilor locale de aprovizionare și să vedem cum putem interveni pe piața transporturilor. Știm că aceste lanțuri scurte sunt, practic, pe agenda de zi și sunt foarte importante, ceea ce pentru noi reprezintă un pas important și un pas înainte. Este un trend de cercetare, un trend important și vedem că există factori cum ar fi faptul că suntem conștienți de schimbările în ceea ce privește mediul și atitudinea oamenilor s-a schimbat în ceea ce privește achiziționarea produselor locale. Ne uităm și la ce s-a întâmplat înainte de pandemie, ne uităm și pe perioada pandemiei, că practic consumatorii și-au schimbat într-un fel atitudinea față de produse și de lanțurile de aprovizionare. Am văzut că a crescut cererea pentru produse organice. Vedem că există diferite scheme, dar n-au fost foarte multe disponibile și foarte bine implementate. Consumatorii sunt foarte, foarte interesați, este adevărat. Aș dori să închei această scurtă intervenție cu două puncte de interes. Aș menționa un studiu al Comisiei Europene, care a fost derulat în decursul verii anului trecut. Credeam că vom ajunge la finalul pandemiei, dar nu suntem. Deci la începutul pandemiei, în timpul verii, respondenților li s-a cerut să spună ce înseamnă pentru ei, practic, o dietă sustenabilă și sănătoasă. Și mai mult de jumătate dintre respondenți au răspuns că are de-a face cu consumul de alimente locale și produse organice. Nu am găsit date relevante despre cum s-a modificat această atitudine a consumatorilor înainte de pandemie față de pe perioada pandemiei, dar aproape 29% dintre respondenți, după primele două luni de la începutul pandemiei, ei au început să cumpere mai multe produse sănătoase. Sperăm că acest comportament va persista, doar timpul va dovedi dacă avem dreptate. Să vedem astăzi cum putem să facem să funcționeze aceste lanțuri scurte de aprovizionare. Și aș dori să dau cuvântul primului nostru invitat, Raluca Barbu, de la Highcare Consulting Brașov. Thank you, Silvia. Mulțumesc, Silvia. I think I'm going to request the controller. Cred că vă rugați să-mi dați voie să controlez partea de prezentare. Okay. Right. Hello everybody. Bună ziua tuturor. Eu sunt Raluca Barbu de la firma de consultanță Highclere Consulting. Project. Partener în proiectul FoodSHIFT.
pentru că timpul alocat este destul de scurt, voi vorbi destul de repede. Vă rog frumos să mă întrerupeți dacă aveți întrebări sau dacă ceva nu vă este clar. Pe scurt, experiența noastră cu acest concept de lanț de aprovizionare scurt a început, de fapt, în anii 2000, mai exact în anul 2004, când lucram în mod direct cu micii fermieri și a devenit ceva mai concretă prin implicarea noastră în strategia de dezvoltare rurală pentru perioada actuală de programare, care se va încheia anul acesta. Eu personal am fost implicată în coordonarea primului grup de lucru pentru lanțul scurt de aprovizionare în cadrul măsurii de cooperare. Acesta a necesitat multe clarificări, atât la nivel instituțional, cât și în rândul fermierilor și în rândul altor factori interesați. Câțiva ani mai târziu, măsura a avut un succes răsunător, foarte multe fonduri atrase prin parteneriatele realizate în această măsură de lanț de aprovizionare scurt. De ce acest concept este important pentru România? Pentru că peste 90% din fermierii din România au mai puțin de 5 hectare din cauza fragmentării terenului agricol. Majoritatea acestor terenuri este supusă practicilor agricole facilitante. Astfel de produse trebuie să fie aduse împreună cu produse de la alte ferme. Siguranța alimentară și igiena și standardele au avut un nivel ridicat pentru acești mici fermieri, ceea ce înseamnă că în anumite situații nivelul lor de înțelegere, de accesare a pieței și de vânzare pe piață, în special în ceea ce privește vânzările directe, trebuie clarificate și în continuare prezintă o barieră pentru ca acești fermieri să intre pe piață. De asemenea, accesul redus la capital a condus ca fermierilor să le ia ceva timp până să intre în contact direct cu consumatorii și să realizeze vânzări directe. Până atunci, existau rețele informale, nu erau organizate în mod profesional, însă în ultimii ani acestea devin mai oficiale și sunt recunoscute atât de producători cât și de consumatori ca modalitate foarte eficientă pentru a aproviziona, cât și pentru a ține legătura în mod direct. Deoarece comunitățile de fermieri sunt foarte importante pentru noi în România, pentru că, așa cum știți, este nevoie de un întreg sat pentru a crește un copil, însă și pentru comunitatea de fermieri este nevoie de implicarea tuturor. Am dorit să vedem care este interacțiunea în aceste comunități mici de fermieri și am înțeles că bunăstarea fermierilor și micilor producători depinde și de bunăstarea comunităților din care provin. Acesta a fost un element foarte important pe care l-am luat în considerare atunci când am evaluat lanțul de aprovizionare scurt în România. Asociațiile de producători sunt încă la început. Educarea consumatorilor, așa cum a menționat și Silvia mai devreme, necesită timp. Pandemia a întețit adoptarea și folosirea produselor locale, însă unii oameni abia acum realizează că s-au aflat sub acest miraj al fructelor sau legumelor perfecte. Încep să recunoască că un fruct sau o legumă evaluată doar pe baza modului în care arată nu este suficient. Încep să-ți aduc aminte gustul copilăriei. Nu în ultimul rând,
Avem gastronomia locală și reducerea ei la viață. Bucătarii șefi sunt agenții ai schimbării, ceea ce înseamnă că sunt un fel de interfață și pot să încurajeze consumatorii să folosească produsele locale în meniuri locale și au o interacțiune mai directă cu producătorii. Tocmai de aceea, obiectivul laboratorului nostru de la FoodSHIFT este să integrăm producătorii locali, tradiționali, într-un sistem alimentar inovator și ambițios, promovând o economie alimentară localizată. Avem trei parteneri, Highclear Consulting, Agenția Metropolitana a Brașovului și Iceberg. Aceștia sunt producătorii, fiica unuia dintre producători, peisajele din zonele în care lucrăm, cât și bucătarii șefi care sunt implicați în FoodSHIFT. Ne-am structurat intervenția concentrându-ne pe inovarea procesului alimentelor locale, inovație în politicile publice. Încercăm să aducem produsele locale prin, să le furnizăm direct prin achizițiile publice, inovația în marketing și în lanțul de aprovizionare pentru a vedea ce instrumente pot fi folosite pentru a reduce lanțul de aprovizionare. Acestea sunt inițiativele și inovațiile din proiect care se concentrează în mod direct pe lanțul scurt de aprovizionare. Lucrăm cu cooperativele de fermieri, cooperativa Sol Bun. Agregarea de produse și de oferte reprezintă în continuare o provocare. Oamenii nu sunt obișnuiți să conlucreze, iar trecerea de la rețelele informale la rețele profesionale necesită destul de mult timp. De asemenea, așa cum am menționat, este vorba de a dezvolta o întreagă schemă și criterii pentru meniurile locale. Știm că în timpul pandemiei, restaurantele s-au confruntat cu provocări și au fost sub presiune. Nu voiam ca acestea să facă un compromis în ceea ce privește ingredientele. Voiam în continuare să folosească și să promoveze ingredientele locale, produsele locale și producătorii locali. O inițiativă care mi este foarte dragă, promovarea unui lanț de puncte gastronomice. Am menționat anterior ideea comunităților de mici producători. Este vorba de a furniza mâncare direct de la fermieri turiștilor care doresc să vadă care sunt gusturile locale. Încercăm să vedem cum să aducem valoare adăugată, așa cum ai menționat și tu despre agricultura organică. Vorbim și de produse din zonele montane, pentru că acolo ne aflăm noi. Dorim să adăugăm valoare produselor care sunt vândute prin acest lanț scurt și să promovăm mai bine adoptarea acestor tipuri de produse de către consumatori. Vorbim de o muncă continuă cu producătorii pentru ca aceștia să fie mai bine organizați. Câteodată lucrurile se întâmplau prea repede și aceștia ne spuneau, nu știu cum să gestionez relația cu banca sau cum să îmi închid conturile pentru că nu mi-am depus declarațiile fiscale. Câteodată tindem să promovăm anumite acțiuni și să uităm de lucrurile mici cu care se confruntă producătorii. Acesta este un proces continuu și încercăm să vedem cum anume producătorii mici pot să fie mai eficienți, să se adapteze mai repede în aceste lanțuri scurte de aprovizionare.
One of the example the COP. Acesta este unul din exemplele menționate mai devreme. În timpul verii au interacționat direct lanțul scurt de aprovizionare. A fost testat în timpul verii cu sprijinul municipalității. Am avut acces la piața gratuită care nu a funcționat câțiva ani. Producătorii locali au avut oportunitatea să intre în contact direct cu consumatorii. Experiența a fost una foarte interesantă și sperăm că va continua și anul viitor. Consumatorii au vrut să afle mai multe despre produse, despre producători. Am avut și familii care au început să vină în mod regulat la piață. În câteva săptămâni numărul a crescut de la 5 la 25. Aceste familii veneau săptămâna la piață pentru a se întâlni cu producătorii și pentru a cumpăra produsele lor. Am menționat lanțul de puncte gastronomice locale. Acesta se referă la promovarea comunităților de mici producători și se concentrează pe promovarea gusturilor locale. Această activitate este corelată cu activitățile de turism și anume de a-i atrage pe turiști să vină nu doar în vizită, ci și pentru a descoperi gusturile și pentru a cumpăra direct de la fermă. Am avut o experiență foarte plăcută cu tinerii consumatori care au spus că ar dori să știe mai multe, ar dori să cumpere mai mult de la producătorii locali și că în anumite situații le este greu să ajungă la aceștia sau că au prețuri un pic prea mari pentru veniturile lor și, din păcate, supermarketurile rămân o variantă la îndemână pentru a-și cumpăra alimentele. Așa că am preluat și comentariile acestora. Ultimul meu diapozitiv se concentrează pe oportunitățile și provocările unui lanț de aprovizionare scurt. Prima provocare se referă la identificarea nevoilor reale. De ce dorim să avem un astfel de lanț de aprovizionare? Cum putem comunica? Care sunt nevoile? Ce este la mijloc? Este ceva la mijloc, cum putem să comunicăm partea centrală? S-ar putea să avem nevoie de un spațiu de depozitare, să comunicăm și să facem acest lucru într-un mod transparent. Este vorba de asigurarea volumelor sau cantităților. Câteodată consumatorii ar dori să știe de ce nu au acces la anumite produse întregul an. Este vorba și de educare. Este vorba de inovație, de adoptarea diferitelor tehnologii și folosirea aplicațiilor pentru a scurta distanțele și pentru a îmbunătăți comunicarea între părți. Este vorba de construirea încrederii care necesită timp și îndrumare pe durata schimbărilor, de a fi acolo și a oferi consiliere. În ceea ce privește oportunitățile, asocierea și agregarea micilor producători, profesionalizarea, aceștia încep să înțeleagă că este necesară. Este vorba de valoarea adăugată pentru produse, fonduri și diferite scheme. Legătura cu consumatorii nu este chiar atât de greu de obținut pentru fermieri și producători. Nu în ultimul rând, cooperarea. Cred că ne concentrăm pe diferite tipuri de cooperare în diferitele părți ale lanțului de aprovizionare. Acestea au fost lucrurile pe care am dorit să vi le împărtășesc. Mulțumesc, Raluca! I really like that you mentioned the important role of education, both of farmers. Mă bucur că ai menționat rolul foarte important al educării consumatorilor. Vom reveni asupra acestui aspect. Aș dori să menționez de asemenea și achizițiile publice și acest sistem, care este o modalitate crucială de a schimba cererea, dar și oferta. Without further ado, I would like to now give the floor to our second. Și-l invităm pe
următorul nostru invitat. Este vorba de Tom Unac din partea Asociației Inițiativelor Alimentare Locale din Republica Cehă. Ai cuvântul, Tom. Bună ziua, mulțumesc mult pentru că m-ați invitat la acest webinar. Mă bucur să vă fiu alături, virtual. Voi derula prezentarea. Okay. Can you see my presentation now? Se poate vedea? Very well, Andy. Thank you. Da, putem vedea foarte bine. După cum a menționat și Silvia, reprezint Asociația Inițiativelor Alimentare Locale din Republica Cehă și astăzi vă voi vorbi, vă voi oferi o actualizare asupra a ceea ce înseamnă un microcosm în ceea ce privește un sistem de produse locale. Este vorba de situația din Republica Cehă. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, care sunt principiile acestei agriculturi cu susținere comunitară, este vorba de un parteneriat între fermierii care practică agricultura ecologică și grupul de consumatori și aceștia se numi acționari. Practic e vorba de o împărțire a riscurilor pe care ni le asumăm. E vorba și de consumatori. Ne gândim la eșecul recoltelor, de exemplu. Bineînțeles, susținem o economie de solidaritate locală. Susținem ecologia, încrederea și, practic, suveranitatea în ceea ce privește lanțul alimentar. E vorba de dreptul popoarelor la alimente sănătoase și adecvate din punct de vedere cultural, produse prin metode ecologice și durabile și, practic, dreptul lor de a-și defini propriile sisteme alimentare și agricole. Acest model ne permite acest lucru. O scurtă introducere și care este contextul. Practic, am început în jurul anului 2008 și până astăzi am dezvoltat aproape 80 de puncte de colectare, grădini comunitare, pe teritoriul Republicii Cehe. Sunt implicați mai mult de 3.000 de acționari. Trebuie, practic, să ajungem de 2 sau 3 ori mai mult, pentru că fiecare acționar reprezintă, de fapt, o familie în acest model. Practic, sunt mai mult de 30 de fermieri implicați. Ce aș dori să vă arăt foarte rapid este ceea ce am dezvoltat noi. Avem aici Europa și Republica Cehă, știe toată lumea unde suntem situați și, practic, acestea sunt punctele împreună cu Organizația Ecologică Prietena ai Pământului. Acestea sunt punctele de CSA în Republica Cehă. Sunt concentrate, practic, în Praga, în regiunile rurale, aceste puncte de susținere comunitară a agriculturii. Puteți observa detaliile și un aspect care este foarte important. Avem și posibilitatea și opțiunea pentru fermieri. Ce vedeți aici sunt, practic, fermieri care caută colaborarea, care doresc să devină parteneri și grupuri de consumatori care caută fermieri. E, practic, un instrument extrem de util pentru a conecta fermierii cu consumatorii. Voi reveni la prezentarea mea. Foarte repede, câteva cuvinte despre un studiu de caz. Eu coordonez acest grup de lucru, CSA Smetanka.
este un nume ce duce cu gândul la cuvântul mântână. Este vorba de 40 de acționari. Încă o dată, vă rugăm să vă gândiți că e vorba de familii, deci, practic, sunt aproape 200 de oameni în acest model. Avem un punct de distribuție. Avem livrări bisăptămânale de legume din mai până în decembrie. Și acesta este primul an în care am încercat, practic, să facem livrări pe timpul iernii. În cadrul acestui model, avem parteneriat cu 3 producători în mod regulat, dar există și parteneriate sezoniere sau ocazionale cu mulți producători care livrează carne, fructe, suc de fructe. Aceștia sunt fermierii noștri și primul născut. Cam așa arată când primim livrările. Fermierul aduce produsele de la firma sa până la punctul de livrare și apoi depinde de noi și astfel, practic, facem economie de timp și bani pentru că noi redistribuim aceste produse. Noi facem asta. Practic, există acționari de fiecare dată, persoane implicate care redistribuie produsele. Economisim timp, timpul fermierilor, practic, nu se ocupă ei de acest aspect. Avem o diversitate de legume, aproximativ 15-20 de tipuri de legume. Încercăm de asemenea să oferim asistență fermierilor noștri și dorim să aflăm care este realitatea pe teren, care sunt problemele cu care se confruntă, să-i ajutăm cu recolta, poate, la pregătirile pe care ei le fac înainte de fiecare sezon la început de an. Și, bineînțeles, există și o latură educațională pe care noi o înțelegem și înțelegem foarte bine cum anume sunt cultivate aceste produse, ce înseamnă să crești un produs organic. Pentru că, poate pentru mulți consumatori, este o noțiune abstractă. Astfel învățăm și vedem. Aș dori să menționez că anul acesta, după mulți ani de discuții, am decis să formăm această coaliție națională de agricultură susținută comunitar și, practic, formăm echipe și astfel ideile noastre trec dincolo de aspectul individual și dorim să identificăm elementele cheie pe care dorim să le menținem și una dintre funcțiile acestei coaliții prin intermediul întâlnirilor este faptul că invităm fermieri, invităm la aceste întâlniri, le cerem să ne împărtășească din experiența lor, din problemele pe care le întâmpină în realitate și împreună încercăm să îi ajutăm. De asemenea, încercăm să ajutăm la înființarea unor alte comunități. Ca și cuvânt de încheiere, aș dori să menționez câteva dintre oportunități și provocări. Am menționat deja, este vorba de solidaritate și de împărțirea riscului. Practic, ne asumăm eșecul recoltei. Anul trecut, de exemplu, am avut ploi foarte multe și aproape jumătate din recoltă a dat greș, astfel că nu am dorit să beneficiem de profit în măsura în care am investit și ne-am asumat împreună cu fermierii aceste probleme.
Nu dorim să luăm veniturile fermierilor, le înțelegem problemele. Chiar dacă ei nu au ce să vândă sau nu prea mult, pentru noi nu contează profitul. Aceste probleme nu au durat pe tot parcursul sezonului. Vorbim despre integrarea grupurilor cu venituri mici, de asemenea, și discutăm despre modele, cum să reușim să integrăm persoane, mai ales pe perioada pandemiei, cum să reușim să acordăm prioritate acestor grupuri, să ne gândim ce înseamnă consumul de produse de calitate și să oferim modele în acest sens. Am mai menționat, dar voi încheia cu aceeași idee, că dorim să ne adresăm unui segment mai larg de populație și de aceea e nevoie de o diversitate, o paletă mai largă în lanțul scurt de distribuție, pentru că există un potențial semnificativ ca soluție sistemică în ceea ce privește achizițiile publice, ecologice. Și se pot inspira acestea din principiile agriculturii susținute comunitar despre care v-am vorbit. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul moderatorilor. Mulțumesc. And really nice to see how really farmers where farmers are and which consumers. Foarte interesant să vedem această hartă, să vedem unde consumatorii pot să aibă acces la consumatori. Cred că vor exista mai multe întrebări în sesiunea de întrebări și răspunsuri și vom reveni mai târziu. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș dori să vă spun că pentru a face acest lucru puteți să folosiți secțiunea de întrebări și răspunsuri. Nick Veer de la rețeaua Open Food. Nick, ai cuvântul. Bună ziua tuturor, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Nick, îmi cer scuze că te întrerup, însă sunetul tău... Însă nu prea te auzim bine. Poți să încerci din nou? Te rugăm? Voi închide camera... Poate mă veți auzi mai bine. Cred că microfonul tău are o mică problemă. Desigur că a funcționat bine la repetiții. În continuare te auzim destul de cu mari dificultăți. I'm going to try to move to a different place. That's great. I don't know. Voi încerca să mă mut. Mă auziți mai bine acum? Da. Voi porni și imaginea video? Mă auziți bine? Da. Probabil că a fost o mică problemă cu microfonul. Ai cuvântul? Îmi cer scuze tuturor. Mulțumesc vorbitorilor anteriori. Tom, mă bucur că s-aud SSI și eu sunt crescător în cadrul acestei rețele și vă susțin în mod integral principiile și proiectele. Prezentarea mea vorbește despre rețeaua Open Food sau rețeaua de deschisă pentru alimente. Este vorba de o comunitate de fermieri, crescători, de întreprinderi în domeniul alimentar și persoane care dezvoltă softuri. Oamenii se reunesc pentru a reconstrui de jos în sus sistemele alimentare care nu funcționează. Furnizăm asistență comunităților, o platformă de tip sursă deschisă, ce a fost dezvoltată inițial în Australia, în urmă cu 10 ani, a ajuns în Regatul Unit în urmă cu 8 ani și acum suntem în curs de punere în aplicare în alte țări. În Regatul Unit, cam așa arată rețeaua noastră, foarte multe sunt organizații de tip CSA, puteți să vedeți tractoarele, oamenii care produc și simbolul de magazine. Poate fi vorba de fermieri care vând direct sau poate fi vorba de hub-uri alimentare. Și vă voi vorbi mai mult despre acestea în câteva momente. Există diferite tipuri de astfel de hub-uri alimentare. Unele sunt piețe tradiționale cu un magazin online care beneficiază de această rețea pentru precomenzi.
produsele sunt recomandate, aduse în piață apoi. Poate că producătorii de la piață ar dori să vândă online și pot face acest lucru. Produsele sunt aduse și împachetate, oamenii pot veni să le ia sau fermierii pot să ducă respectivele produse precomandate și pot fi locuri de preluare, de exemplu, din satele de pe lângă piețele principale. Și astfel se extinde acoperirea și se reduce amprenta de carbon. O parte dintre aceste magazine sunt pănci de alimente care distribuie. Am văzut că au apărut întrebări legate de sărăcia alimentară. Vă voi putea spune un pic mai târziu cum funcționează aceste proiecte. Unele pur și simplu distribuie alimentele, altele sunt proiecte comunitare. Pentru care oamenii plătesc prețul integral. Există un concept de a achiziționa o cutie cu legume pentru un vecin pe care nu îl cunoști, oameni care au nevoie de astfel de alimente. Este vorba de a construi un fond pentru ca oamenii cu un nivel mai scăzut de venit să aibă acces la alimente de calitate. Aș vrea să mergem în orașul meu natal, în partea de sud-vest a Marii Britanii. Cumpărătorii nu văd acest logo, ci văd logo-ul local, de exemplu Shroudco. Acesta este pagina noastră de internet pe care l-am realizat folosind platforma WordPress și multe detalii despre modul în care gestionăm acest hub. Dacă mergeți la secțiunea shop sau magazin, veți fi redirecționat către rețeaua Open Food. Puteți să vedeți și logo-ul. Foarte multe informații pentru consumatori, în special în perioada aceasta de pandemie. Secțiunea shop sau magazin vă redirecționează către producători. Puteți să vedeți că există 85 de astfel de producători care vând prin intermediul hub-ului. Reunim diferiți producători. Unii sunt producători de legume, alții de produse din carne, avem diferite categorii, după cum puteți observa, acestea sunt prezentate în partea din dreapta. Cumpărătorii pot utiliza diferite filtre, de exemplu, produse organice sau dacă doresc produse vegane sau fără ambalaje din plastic, pot să selecteze respectivele filtre. Aș dori să ne uităm ca exemplu la produsele din carne. Putem să vedem imaginea produsului. Fiecare producător adaugă o descriere detaliată și adaugă și o poză. Ne concentrăm foarte mult pe transparență. Dorim să construim lanțuri de aprovizionare scurte, dar și transparente. Acest hub îi încurajează pe producători să dea detalii despre ei, cât și despre produsele lor. Puteți apăsa aici și puteți vedea cine este producătorul. Se prezintă, ne dă detalii despre tehnicile lui, de tehnicile agricole, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet și astfel se pot crea legături între oamenii care produc și cei care mănâncă respectivele alimente. Producătorul va stabili prețul de vânzare, iar hub-ul, distributorul, va adăuga un procent la prețul de vânzare, iar cumpărătorul poate vedea exact defalcarea costurilor. Pot vedea cât va ajunge la producător și cât va fi păstrat de către hub. Pur și simplu adăugați produse în coșul dumneavoastră și atunci când vă îndreptați către finalizarea cumpărătorilor, aveți diferite modalități de livrare. Acest hub are opțiunea de are următoarele opțiuni de a ridica de la locul de livrare. Produsele pot fi livrate prin curier sau prin alte modalități. Există și modalități de plată diferite, de exemplu
de credit sau de debit, însă se poate plăti și prin transfer bancar. Let me take you briefly to some of the details here. Așa arată partea pe care o vede consumatorul, partea administrativă. Produsele sunt introduse aici, dacă e vorba de o gamă largă de produse, poate fi importată. Ciclurile de comandă, când un cumpărător poate face comanda, toate comenzile pot fi monitorizate. Rapoarte. And a product range of about 2,000 products. Cu 85 de producători și aproximativ 2,000 de produse, trebuie să știm exact ce produse au fost livrate, cine ce a comandat. Avem diferite tipuri de rapoarte, astfel încât cei care se ocupă de ambalare să poată pregăti coletele pentru a fi livrate. Nu vă voi da foarte multe detalii. Softul este de tip sursă deschisă, este deținut de către cei care îl folosesc. În ultimii 10 ani, aceste persoane au spus că au nevoie de diferite tipuri de rapoarte sau am o bancă de alimente și am nevoie de următoarele lucruri. Vreau să știu care este calendarul meu pentru această săptămână. Acest soft a fost dezvoltat pentru a continua să evolueze în funcție de nevoile oamenilor. Softul evoluează săptămânal. Foarte mulți oameni la nivel global contribuie la codul de bază. Avem 9 principii cheie. Așa cum am menționat, suntem o sursă deschisă. Acestea sunt cele 9 valori principale pe care noi, după care noi ne ghidăm. Lucrez acum din Portugalia pentru că lucrez cu diferite state europene care folosesc această rețea pentru a dezvolta o rețea open network europeană care se va concentra pe diferitele probleme cu care se confruntă statele la nivel european în ceea ce privește aprovizionarea și lanțurile de aprovizionare scurte. Poate că hub-ul din Germania a dezvoltat o nouă modalitate de a distribui produsele congelate. Aceste informații s-ar putea să fie foarte utile unui producător din Italia care folosește acest soft și care ar dori să învețe dintr-o comunitate de practică. Rețeaua, din câte știu eu, este singura platformă globală cu sursă deschisă. Există diferite platforme care oferă acest serviciu, însă majoritatea sunt deținute și controlate de cei care au dezvoltat softul inițial. Dacă vom reconstrui un sistem alimentar, ar trebui să folosim instrumente diferite față de sistemul actual. Sistemul actual se bazează pe proprietate. Și dacă dorim să reconstruim, ar trebui să folosim instrumente de proprietate în comun. Există diferite instrumente de tip soft care există la nivel global și care fac ce nu face platforma noastră. De câteva luni lucrăm la un proiect bazat pe interoperabilitate. Avem un consorțiu de date în domeniul alimentar care aduce împreună diferite standarde, producătorii, corporațiile în domeniu pot să-și introducă datele într-o platformă și datele lor pot să fie interoperabile. De exemplu, un fermier poate să vândă produse pe diferite platforme și poate face acest lucru prin data standard. Cred că am ajuns la finalul prezentării mele. Aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și îi voi da cuvântul Silviei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Nick! Suntem impresionați de prezentarea acestor instrumente și harta pe care am văzut-o, prezentarea ta. Da. Am ajuns la secțiunea de întrebări și răspunsuri. Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, Nick, că practic poți lua legătura cu vecinul pe care nu-l cunoști. Avem și în Italia așa ceva. Este vorba de a servi o cafea cu cineva, o persoană pe care nu o cunoști.
question of food poverty, as we also have a couple of questions in the chat. Avem deja câteva întrebări. One of them is directed to Tom, which is o întrebare pentru Tom. The integration of low-income groups is going. Cum putem realiza, cum funcționează practic în Republica Cehă integrarea grupurilor cu venituri mici? Și avem o întrebare mai largă despre ceea ce înseamnă îmbunătățirea. Să caut. Caut imediat. Nu mai văd întrebarea, nu știu de ce. Tom, Nick, if you want to elaborate on that, and maybe Raluca, insuficiența alimentară. Nu găsesc acum întrebarea, dar poate Tom ne poți oferi câteva opinii. Este un subiect extrem de delicat și un proces la fel de delicat. Bineînțeles, de multă vreme noi avem discuții în acest sens și e vorba de o instituție foarte largă la nivel european, cu extensii pe plan mondial. Există și exemple, dar ce facem noi în Republica Cehă? E de fapt vorba de un proces de integrare pe termen lung. Încercăm să integrăm persoane dintr-o realitate foarte diferită din punct de vedere economic și cultural și discutăm despre a integra, de exemplu, o mamă singură cu doi copii și ea are poate două sau trei slujbe și nu își permite nici măcar să-i ofere fiicei sale un pachetel la școală. Dar când am discutat care ar fi posibilitățile de a integra, am descoperit, și asta este o altă problemă, că nu au timp să gătească. Pentru că ce ați văzut în prezentarea mea este mai ales cu referire la alimente care nu sunt gătite. Deci e nevoie de timp pentru a le găti. Kristen, can you turn your... Da, este vorba de o interferență. S-a rezolvat. E vorba de a avea timp să gătești. Este o barieră. A doua este de natură financiară. Și am hotărât, practic, să reușim să facem, să adunăm bani pentru a compensa cumva costurile produselor pentru această mamă singură, dar este o altă problemă. Nu dorim să fim cumva o organizație de caritate. Ca și cum noi am pune pe masă produsele. Noi dorim ca această persoană sau aceste persoane practic să simtă că fac parte dintr-o comunitate și este decizia lor la finalul zilei și pot decide dacă doresc să continue în această direcție. Am crezut că va fi un proces ușor, dar deja durează de un an și abordăm practic acest caz de un an în grupul de coordonare CFA. Nu există scurtături. În acest moment nu vedem posibilitatea de a scurta acest proces. Căutăm și astăzi metode mai bune și mai eficiente. Mulțumim, Tom. Nick, ai dorit să intervii? Am observat, practic, că pandemia a intensificat această insuficiență în ceea ce privește resursele alimentare. Am observat că băncile de produse practic au un rol foarte bun, dar poate că perpetuează în aceeași măsură această insuficiență. Noi ne gândeam la un model prin care oamenii să fie încurajați să iasă
din această situație. Avem produse care vin direct de la ferme. Dar ce s-a întâmplat în perioada pandemiei este că, practic, aceste proiecte care înainte se adresau persoanele care plăteau în plus pentru produse locale, food banks that were addressing only people in și era vorba de aceste bănci de alimente care se adresau unui anumit segment al populației, a observat că oamenii din comunitatea respectivă au dificultăți și au început să investească mai mulți bani. Și avem în cadrul proiectului nostru ceea ce se numește produse din iubire. Avem, practic, mâncare înghețată, este ambalată și oamenii pot să ia aceste produse din frigidere și sunt pe bază de donație. Foarte multe frigidere au, practic, aceste produse în ele și lângă există și cuptoare cu microunde disponibile. Această donație poate fi făcută astfel încât cine face o donație poate servi ceva din acele frigidere sau nu. E vorba despre demnitate alimentară și, practic, oamenii pot să ia produse fără să pară că beneficiază de caritate, de acte de caritate și că cineva le dă mâncare din milă. Încercăm să susținem această demnitate alimentară și sunt de părere că dacă o comunitate își poate asuma responsabilitatea pentru cei care nu au posibilități, nu trebuie neapărat să depindă de intervenția la nivel guvernamental. Văd că sunt diferite modele pe care participanții le menționează la nivel local. Și sunt sigur că sunt interesante. Mulțumim, Nic. Raluca, dacă dorești să ne oferi părerea ta. Cred că nu discutăm suficient. În România, cel puțin, am putea să vorbim mai mult și să ne gândim și la copii, și la persoane vulnerabile, și la vârstnici. Practic, noi am preluat frâiele acestei discuții pe perioada pandemiei, pentru că este clar că ne-am confruntat cu o astfel de problemă, am văzut că oamenii s-au mobilizat și în Brașov avem o bancă alimentară, sunt produse redistribuite de supermarketuri. Este un sistem bun, dar nu este suficient. Nu reușește să acopere toate nevoile și mai avem de asemenea bucătari care au gătit pe perioada pandemiei și sper că vom mai vedea astfel de modele chiar dacă depășim această perioadă. În ceea ce privește cooperarea și cooperativele, consumatorii, practic, foarte mulți dintre ei sunt vârstnici și ei doresc anumite produse. Poate că suferă de anumite boli, afecțiuni și, practic, au nevoie de, să zicem, produse organice. Aceste produse le sunt livrate acasă și de multe ori prețurile sunt reduse. Dar, din păcate, nu avem o schemă pentru cei săraci și ar trebui să existe ceva mai multe măsuri luate la nivel guvernamental sau instituțional. În România au avut loc inițiative la nivel local și schimburile de la vecin la vecin, modelul despre care vorbeau Tom și Nick,
Dar ar trebui să nu așteptăm intervenția instituțională, ci să facem ce putem la nivel local. Topic, but quite difficult to, you know, some expect that the government should do it, as you say, so, you know, anywhere. Mulțumesc, Raluca. Orice tip de activitate în acest domeniu este binevenită. Acum aș dori să trec la o întrebare ceva mai practică, care ține de nivelul local din punct de vedere al distanței. Acesta este un subiect interesant atunci când vorbim de achizițiile publice, pentru că achizitorii dezbat ce anume este, ce anume sunt alimentele locale. Carolina Rodriguez întreabă, când vă întreabă, la ce vă referiți atunci când vă referiți la lanțurile locale sau lanțurile scurte de aprovizionare? Care este distanța? Furnizorii livrează alimentele, însă pentru ei local înseamnă Europa. Și primește alimente din Franța, care ulterior sunt livrate în Marea Britanie. Poate Tom, din nou? I'm just trying to measure the distance. Încerc să măsor distanța între noi și fermierii noștri. Și vă voi spune imediat care este aceasta. Yeah, so basically... Yeah, 82 kilometers. 82 de kilometri. Deci putem spune că este destul de local. Undeva la 80 de kilometri de Praga. Republica Cehă este o țară foarte mică. A considera ceva local este practic 100 de kilometri într-o direcție sau alta. Însă cred că ține de ce anume are sens din punct de vedere al livrării, astfel încât oamenii să nu petreacă prea mult timp în mașină, fermierii sau cei care ne livrează mâncarea. Și astfel încât amprenta de carbon să nu fie mai mare. Noi, în CSA-urile din Republica Cehă, nu încadrăm aspectul local ca fiind, ca fiind unul care ține de național. Se colaborăm cu Austria, la granița cu Austria sau la granița cu Polonia. Aceste lucruri au sens pentru noi și cred că ține mai mult de tipul de alimente care sunt adecvate pentru clima locală și pentru condițiile locale, ca de exemplu tipul de sol care este folosit. Cred că această legătură cu pe care o avem cu unul dintre colaboratorii noștri. Vrem să vedem cum anume microbiomul solului ne afectează microbiomul nostru, al oamenilor. Vom vedea care este efectul solului organic asupra organismului nostru, al consumatorilor. Și vă voi ține la curent legat de aceste rezultate. Pentru noi, aspectul local este un concept destul de cuprinzător și cred că orice are sens pentru persoanele în cauză. Cred că se poate susține de ce aspectul local este Europa sau Republica Cehă. Totuși aș vrea să contribui cu o altă perspectivă. Colegii noștri au început un proiect care se concentrează în mod specific pe citrice, fructe și legume pe care nu le putem crește în Republica Cehă din cauza climei. Avem un parteneriat cu producătorii agroalimentari din Grecia
le plătim salarii corecte, vorbim de produse certificate din punct de vedere organic. Pentru mine, portocala sau rodia pe care o primesc, o consider ca fiind dintr-un lanț de aprovizionare scurt, deoarece nu există intermediari. Este portocala cea mai apropiată de mine, dacă pot să spun așa. Mulțumesc, Tom. Se pare că pentru voi nivelul local este cu adevărat local. Nic, în cazul vostru, cum funcționează lucrurile? Vorbim de o rază de 80 de kilometri. Diferă de la un hub alimentar la altul. Pornisem de la ideea de a vinde alimente ce se află la o distanță de maxim 20 de kilometri de orașul respectiv sau de satul respectiv. Am avut această abordare 2 ani. Însă am avut și un caz în care copiii mei au vrut banane, așa că trebuie să mă duc la supermarket să le cumpăr. Drept urmare, am hotărât ca majoritatea să se afle la o distanță de 20 de kilometri, dar am fost de acord să putem achiziționa și banane, pentru ca oamenii să aibă gama completă de produse. Ceea ce dorim să facem este să ne concentrăm pe creșterea unui număr cât mai mare în hub-ul alimentar. Însă dorim ca lucrurile să fie viabile din punct de vedere economic și vrem să avem o gamă variată de cumpărători care să sprijine aceste hub-uri. Unul din principii este cel al subsidiarității, ceea ce înseamnă că deciziile trebuie să fie luate la nivelul local. Nick, you... I think you were having a bit of a technical... Cred că ai avut o mică problemă tehnică în ultimele 20 de secunde. Îmi cer scuze. Acum auziți bine? Da. So the principle of subsidiarity... Deci, principiul subsidiarității se vorbește despre luarea deciziilor la nivel local. Dacă sunt stabilite limite geografice, se poate face acest lucru prin intermediul platformei noastre. Decizia este una dificilă. Cât de multe condiții trebuie puse, cât de mică trebuie să fie distanța, astfel încât respectiva întreprindere să fie și profitabilă. Raluca, tu ai comentarii legate de aceste aspecte? Noi am definit pentru lanțul scurt de aprovizionare distanța ar fi trebuit să fie de 75 de kilometri. De asemenea, the way that the country is structured is made up. În considerare modul în care este structurată țara, și anume pe 40 de județe, implică 40 de centre urbane. Când am început să măsurăm distanțele față de zona centrală, s-a dovedit că, de fapt, distanța este de 90 de kilometri. Convenția pentru măsura finanțată prin fonduri de dezvoltare rurală s-a concentrat pe o distanță de 75 de kilometri. Lanțul scurt de aprovizionare are o definiție: producători, consumatori și maxim un intermediar. Tocmai de aceea am spus că este bine să clarificăm rolul acestui intermediar. În ceea ce privește hub-urile alimentare, încă nu avem un astfel de hub în Brașov, însă l-am vizitat pe cel din județul vecin și, așa cum au spus Tom și Nick, trebuie să vedem care este potențialul de protecție al zonei. Hub-urile au probleme în a vinde anumite produse, deoarece oamenii pot avea acces la acele rețele informale. Cunosc pe cineva care locuiește la țară și care le poate furniza anumite produse.
Oamenii de la oraș caută produse ceva mai sofisticate sau care provin din alte țări. Cred că ține de educarea continuă când vine vorba de acceptarea și înțelegerea produselor locale de către consumatori. Consumatorii caută de asemenea produse locale. Când vine vorba de hub-uri alimentare, sunt diferite exemple, unele mai de succes, unele care au mai puțin succes în România. Însă avem definiția nivelului local, ce anume o distanță de 75 de kilometri. Definiția lanțului scurt de aprovizionare implică maxim un intermediar și ar fi bine ca de fiecare dată să fie precizat rolul respectivului intermediar. Și avem anumite hub-uri care sunt în concurență cu supermarketurile la nivel local. Există comentarii în chat și anume că nu este neapărat vorba de distanță, ci de durabilitate. Unii spun că este vorba de 80 de kilometri în zona de munte și diferența între zona de munte, 80 de kilometri în zona de munte și în zona de câmpie. Aș dori să trec la următoarea întrebare. Cred că acesta se adresează ție, Nick. Cum susține contribuțiile agricole această abordare tip sursă deschisă? The person asked the question what they mean by agricultural inputs. Are they persoana să spună prin input agroalimentar. That's what I would get. Semințe? Da, este o întrebare anonimă, nu știu exact la ce se referă. Așa și interpretau și eu. Rețeaua Open Food practic nu se adresează acestui segment. Who are eating and buying that food, we don't, as such, have any involvement in the inputs to agriculture. In terms of the consumers, în ceea ce privește consumatorii, oricine utilizează această rețea open source, ne gândim și la fermieri și la cultivatori, ne gândim și la hub-uri, ne gândim și la magazinele de unde oamenii cumpără aceste produse prin intermediul platformei. Există mai multe modalități. Avem un grup de semnalizare, avem un canal de conversație, oamenii pot intra în conversație. E vorba de site-ul web pentru Marea Britanie. Bineînțeles, la nivel global există un alt site web. Putem observa cum se dezvoltă platforma. Ne uităm la exemplele din Italia, de exemplu. Și avem acolo o integrare a sistemului open source. Software, where the people who are using the software decide practic, oamenii utilizează mijloacele software pentru a da direcție dezvoltării viitoare. Mulțumim, Nick. Foarte interesant răspuns. Aș dori să întreb și eu. Cred că era o întrebare pentru Tom, dar s-ar putea să fie interesant să răspundeți fiecare. Isabel întreabă despre cât de pregătiți sunt producătorii din punct de vedere digital. Acești mici producători și procesatori sunt practic pregătiți din punct de vedere digital. Raluca a făcut câteva observații despre nivelul de profesionalizare. Cum le spune? Trebuie să mergi la bancă, trebuie să faci asta și asta. Este o întrebare specifică pentru Raluca și apoi să vedem cu ce observații veniți fiecare dintre voi legat de această pregătire digitală. Da, producătorii sunt foarte curioși și doresc să integreze tehnologia în tot ce fac la fermă. Și e vorba de nevoile practice. I think
thinking very much. Timpul este foarte scurt, procesul de lucru este scurt și se gândesc ce anume se poate transforma, ce se poate înlocui prin intermediul tehnologiei. Și atunci când au nevoie, sunt gata să adopte aceste măsuri. Am gândit, de exemplu, cum pot controla sistemele de irigații, temperatura, cum pot folosi telefoanele inteligente pentru a controla și a monitoriza producția, de exemplu. Aceasta, practic, ar fi una dintre nevoile practice. The proper advices, let's say, in this field, how to, who are these? Despre asta este vorba. Cine sunt technology, new technologies people? Cine sunt acești oameni din spatele tehnologiei care le pot oferi asistență fermierilor? De multe ori aceștia nu există sau nu sunt disponibili și ar trebui să fie mai ușor să poată găsi modalități de a se conecta cu ei. Pe perioada pandemiei, practic consumatorii s-au obișnuit să plătească cu cardul și să nu mai folosească bani gheață. S-au obișnuit să fie plătiți cu cardul. La început, poate, a fost o perioadă mai dificilă, când puteau spune, nu am bani gheață, am doar cardul și aceste plăți nu puteau fi efectuate, oamenii trebuiau să meargă la bancă și a fost nevoie de găsirea unei soluții pentru a evita această pierdere de vreme. Și astfel se poate plăti și cu telefonul. Consumatorii au nevoie doar de un telefon. Această modalitate a funcționat ca și soluție rapidă, ca răspuns la nevoile sociale. Și acum se gândesc cum anume pot folosi în alte moduri telefoanele, beyond the social media, dincolo de aspectul social și de cum pot să se folosească de telefoane pentru rețele sociale, și sunt căi pe care le putem explora, după părerea mea. Pornind de la nevoile concrete, și prima ar fi, practic, că nu avem forță de muncă. Ei se lovesc de acest deficit și nu au timp să ofere sesiuni de instruire sau să deruleze cursuri de pregătire. De aceea, cum pot să îndeplinească mai multe obiective care să răspundă nevoilor lor? Cum putem să îi ghidăm, cum le putem oferi asistență în acest sens? Mulțumim, Raluca, foarte important și interesant să auzim ce se întâmplă la nivel local și diferența între a plăti cash și a plăti cu cardul. Este într-adevăr o barieră. Tom, care este opinia ta, pe scurt? O întrebare foarte interesantă, pentru că, dacă e să fiu sincer, cred că nu mi-am amintit să fi discutat despre acest subiect al digitalizării cu fermierii noștri în Republica Cehă. Niciodată nu am abordat acest subiect. Ne-am gândit că poate nu este nevoie. Fermierii noștri, cred că cei mai mulți dintre ei nu au telefoane inteligente și foarte mulți dintre ei nici măcar nu folosesc un calculator sau îl folosesc foarte rar. Share, for example, a, you know, le este foarte greu, practic, și să trimită o confirmare a comenzii. Dar cred că totul se poate rezolva prin mijloace ale tehnologiei și digitalizarea este un subiect foarte important, de nivel înalt, strâns legat de planturile organice de aprovizionare. You know, first areas, și poate că este una dintre primele arii care trebuie integrată la început de an, cred. Este vorba de agricultura de precizie, dar nu neapărat la nivel mic. Nu pentru fermierii care oferă produse vegetale.
este o realitate diferită. Ne bucurăm că ne-ai împărtășit experiența ta. Nick, ai două minute să ne spui ce crezi. Da, foarte pe scurt. În experiența mea, nu sunt fermierii foarte îndemânați și se pricep foarte bine la utilizarea acestor mijloace digitale. Ei doresc doar să știe care sunt prețurile, ce produse sunt disponibile. On the selling price, and this covers their time. Prețul de vânzare este interesant pentru ei. Support them and the trebuie să le dăm seama cum putem să le oferim asistență. People to do that admin work behalf. Și poate că există persoane care pot avea un rol administrativ, de exemplu, și să-i ajute mai mult. Mulțumim, Nick. Looked at three different ways of making short supply chains work in three different countries, three different settings. Ne-am uitat trei lanțuri de aprovizionare în trei țări diferite, trei distanțe diferite, după cum am putut afla, și am observat de asemenea rolul pe care îl joacă cetățenii în această tranziție către un sistem alimentar mai durabil, în special în ceea ce privește achiziționarea alimentelor și sprijinirea lanțurilor de aprovizionare scurte. A fost foarte plăcut să vedem că am putut vorbi despre alte subiecte importante, precum sărăcia, digitalizarea, achizițiile publice. Sper că cu toții ați considerat acest webinar interesant, așa cum l-am considerat și eu. Acestea fiind spuse, aș dori să le mulțumesc vorbitorilor intervenții grozave și aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări în chat, pentru că ați adus viață acestui webinar. Acestea fiind spuse, aș dori să vă prezint un videoclip scurt despre FoodSHIFT. FoodSHIFT 2030 is an EU Horizon 2020 project which is running over 4 years and is involving 31 partners from in total 12 countries. The objectives of FoodSHIFT 2030 is to transform the European food system towards a low carbon circular future, including a shift to less meat and more plant-based diets. The cities which are involved are Athens, Avignon, Barcelona, Brasov, Berlin, Bari, Copenhagen, Ostend and Wroclaw. We will be working on strengthening the local food system and making the eaters and local producers closer and in cooperation. We're focused on building open source technology for urban agriculture. We're establishing a food life center, which is a sort of food hub or food campus in the former Tempelhof Airport building in Berlin. We build on the method developed by Copenhagen House of Food, try to educate the kitchens to demand more locally sourced produce. We are expanding the agricultural park in Ostende. Involving youth entrepreneurs to recover abandoned land. Nous avons besoin de construire une nouvelle cuisine centrale afin de poursuivre notre mission de service public en servant une alimentation plus respectueuse de l'environnement, biologique et locale. The goal is to reconnect youngsters with the land and make them appreciate and value their food again. Integration of the small producers from Brasov area into short supply chains, develop the sustainability of short supply chains and the better connection with the consumers in urban areas and rural areas. We expect to be able to use FoodSHIFT 2030 as an example of how cities can be hubs of innovation, successful hubs of innovation, where food is a driver. As a citizen-driven project, we are very interested to have as many as possible people on board to help us forming the new food system of the future. We want to engage the SMEs, the NGOs,
the local authorities, the researchers and the citizens in each of the city regions. The citizens from the local communities will be invited to join our FoodSHIFT Accelerator Labs, where we are working to develop the citizen-driven food system solutions. That's why we count on them, count on you, to bring the change in our food system that Food 2030 is imminent. Mm-hmm.